În Minecraft sunt 16 armor trimuri și pentru că am baza într-un ancient city, vreau să transform portalul, iar sub el să construiesc un muzeu cu toate armurile. Va fi destul de greu să adun toate armor trimurile și netherite pentru 16 armor full, dar nu imposibil, așa că nu ne mai lungim, vă urez vizionare plăcută! Gamivo ține cu tine, prețuri mici pentru oricine, mai multe detalii în descriere! De început vreau să văd câte armor trimuri am găsit în cele peste 700 de zile deja jucate pe hartă. Toate sunt într-un singur cufăr și am 8 din 16. Coast, care se găsește în shipwreck-uri, sentry în pillager outpost-uri, în partea asta wild, din templele din junglă, ceea ce foarte bine, nu mai am de căutat câteva structuri, cele două din ancient city, cele două rib și snout, care se găsesc în nether, iar ultimul spire din end. Asta înseamnă că îmi lipsește cel din Stronghold și m-aș mira să nu-l fi luat, dar cine știe, poate doar am distrus pe aici. Ia zi, prietene, da, nu l-am luat, era fix lângă mine în tot timpul ăsta, că am stat destul de mult pe aici și mai sus puțin. Aoleu, ok, stai că am de urcat altfel, dacă mă bag fix acolo, așa, am reușit. Superb, ce zice, 2 plus cărți foarte bune, să-mi explice și mie cineva, de când sunt cărți atât de bune în Stronghold? Acolo jos Power 4, aici Blast Protection 4 cu Riptide Flame, Piercing 4 și Quick Charge 2, băi, foarte bun lootul din Stronghold mai nou, însă eu am avut nevoie doar de aceste două High Armor Trimuri și mă interesează să ajung foarte repede la o piramidă din deșert. Am vaga impresie că mă lasă elitra până găsesc o piramidă, adică mă tot plimb prin deșertul ăsta și absolut nimic. Noroc cu portalul ăla spre biomul de Badlands, însă niciun noroc de piramidă, pe bune că atât de rare îs pe harta asta, sau bine, pe seed-ul ăsta? Exact ce am zis, 43 durabilitate, dar măcar am găsit această piramidă ultra mega ascunsă, deci n-ai cum cu piramida asta. Dacă mă arunc acolo, să vedem cineva, ok, nu-i nimeni, asta e partea bună, și o tonă de suspicious sand pe care îl voi lua dacă tot sunt pe aici, însă ce mă interesează înainte de suspicious sand-ul ăla ar fi să-mi dați voi din partea asta un armor trim, te rog eu frumos, zic că măcar unul e aici, enchanted golden apple și nu mi-o dat, aoleo, no, mai găsește încă una, sper că am totuși elitră după mine, că altfel va fi destul de greu. Din păcate n-am altă elitră, așa că voi lua toți mobii ăștia la rând. Cu elitra aproape reparată, plec după o altă piramidă îngropată. Și am avut noroc, a doua nu e atât de îngropată, trebuie doar să bag un somn. Hai șeful, mamă, câți păienjeni acolo, bagă somn, cel mai probabil mă vor aștepta niște creeper înăuntru, dar aflăm mai imediat puțin. Ia uite, Geronimo, am intrat și uite cineva pe aici, nimeni nimic. Foarte bine, mă bucur totuși de aceste două diamante pe care le-am găsit din suspicious sand-ul din cealaltă piramidă, dar lăsăm treaba asta la o parte. Ia zi bre, aici ceva mai mult noroc, un măr de aur și un diamant. Super, mai multe mere de aur, bă, da-s rare, deci sunt foarte rare armor trimurile în deșert. Știți cum se spune, a treia oară-i cu noroc, ia zi prietene, aici se află armor trimurile mele, de fapt armor trimul mi-ajunge, nici nu trebuie să fie prea multe, unul singur, mamă, mor până să mai ajung acasă, cred că, deci hai, din piramida asta să găsesc de un armor trim, foarte bine, două bucăți, 4 bucăți, 6 bucăți, mamă, păi în asta am găsit cât pentru celelalte două la un loc. Doamne ajută să fie primit, acum pot merge spre casă care nu mai știu în ce direcție îi.
Cu puțin noroc am găsit portalul spre Nether, însă nu va fi atât de ușor cu următoarea structură, pentru că trebuie să văd unde e un Dark Oak Forest pentru acel Woodland Mansion. Totuși mă întreb de ce nu există un sistem de drop, adică nu neapărat toți mobii, însă dacă acest Armor Trim se numește Vex Armor Trim, de ce nu-l dropează Vexii? Atunci cel mai simplu pentru orice player ar fi să înceapă un raid, să bată o tonă de vechi și iar la un moment dat, cu o șansă foarte mică de drop, să apară. Ceva ce sunt prieteni, bine sănătoși, povesteați acolo, îmi pare rău să vă întrerup, dar voi m-ați atacat primii. Aoleo, mamă, stai așa că ăsta era enchantat, o sta după colț golanu. Mai e cineva după colț? Da, un creeper, ceva mai rău decât gușterul ăla. Totuși, nu-i nimic în camera asta. Privind partea bună, am mereu la mine un shulker cu poțiuni de Instant Health 2. Hai să-mi iau din partea asta una și încă una pregătită în cazul în care mai dau de vreun gușter din ăsta. Poate chiar și un totem, gata, sunt pregătit pentru orice ar putea apărea. Ia ziceți băieții, care mai sunteți pe aici? L-am văzut fix după colț, nu? Sau pe dreapta? Da, pe dreapta l-am făcut și gata. Aoleo, te-ai dus. Mă, dar nicăieri nu pot sta și eu liniștit. Păstă tot trebuie să fie cineva care mă ia la bătaie. Ia uite-l și pe ăla acolo. Vreau un cufăr în care să se afle armor, trimuri și plec, promit. Deci ăla e ultimul, primul și ultimul lucru de care am nevoie. Atât, te-ai dus și tu. Băi, patru inimi, îs nebuni ăștia. Efectiv, îs mega nebuni. Cum să dai patru inimi? Eu având aproape full netherite. Deci chest plate-ul ăla e atât de important. Pe lângă că e imens locul ăsta, mai e și plin de camere secrete. Aoleo, mamă, câți îți plecați, bă, vedeți-vă de treburile voastre. Mamă, cum au venit toți acolo, o sta... Băi, stai, câți sunteți? Că mie nu-mi place treaba asta. Fugi! Nu! Sparge-l ăla! Uai, fugi! Bă, băiatule, câți îs! Mamă, cum o stat toți! Vai, o inimă mai am! Deci, mi-a ieșit 6 de după ăla? Vai, pleacă, bă! Hai, părând! Bun, îmi trebuie atunci 2 poțiuni din astea. Bine că le-am adus cu mine, deși eram un om mort acolo. Se vede că n-am mai jucat de ceva timp ultra hardcore, dar și ei vin claie gramadă, bă. Dacă veneau câte unul, treacă meargă sau doi, dar erau 5, fix după colț. Așa, gata, am scăpat de ei, scap și de tine, încă un zombie, bă, dar plin, deci n-ai nicio șansă cu ei. Ia uite-l și pe ăla cum stă, parcă văd, trec pe aici și mai apar încă vreo 5, nu? Care au rămas pe din afară, nu, niciunul, bine atunci. Aoleo, da, exact ce am zis, mai apar încă vreo 5 rămași pe din afară. Fac rost de emeralde, dar nu că aș avea nevoie. Ce se întâmplă prin zona asta? Cineva? Oricine? Lăsați-mă în pace pe mine. Una și două. Gata, l-am făcut, încă un totem în plus. Doamne ajută, dar vreau armor trim, nu totem. E mult mai greu decât mă așteptam să fac rost de acel armor trim, mai ales că îi în zona asta încă un evoker, pe unde l-am văzut, stai așa, îi printre astea, gata, l-am prins, bun, s-o dus și îs câțiva vechi, da, eu am plecat că îi adau, nu să joacă. După videoclipul ăsta ar trebui să mă ocup de mai multe poțiuni, pentru că rămân fără. Totuși am făcut rost de 2 capete de Vex și unul de Evoker pe care probabil îl aveam deja. Dar nu-i problemă, lasă fie acolo, niște toteme în plus, mie îmi convine. Și poțiuni, da? Cât mai multe poțiuni, că e greu cu ăștia. Nu cred că cer atât de mult, adică vreau pur și simplu un cufăr din care să-mi sară în brațe un armor trim. Chiar o fi așa mult? Aoleu, mă așteptam la ceva după, dar nici la un gușter din ăsta enchantat, care să-mi dea one shot, că dacă au sharpness, mă mănâncă, nu se joacă. Totuși, pe aici, pe la parter, dacă n-am avut noroc la etajele superioare, măcar în zona asta, ăla, ia uite aici, aoleu, stai că era un schelet care mă aștepta, acolo un name tag și un disc, nu știu dacă le am, totuși, să fie.
Și prin partea asta, nu, avem Anvil, dar Kufor nu prea cred. Asta este, mergem la următoarele camere și mi-ar trebui un shulker în care să las tot lootul, pentru că mi-e inventarul plin. Pe aici parcă mai era un Kufor, dar să nu fie doar cu Dark Oak sapling-uri. Ia ziceți băieții, mai e ceva prin zona asta? Dacă aprindem un pic becul, s-a luminat, dar nimic. Ok, atunci am plecat, stinge lumina și aici, în partea asta, s-ar putea să fie. Dacă aprinde-o becul, ouleu, stai că aud ceva. Aud ceva și mi-e frică să nu mă aștepte la capătul labirintului. Uai, ce mi-o dat-o! Mă așteptam la asta, n-o să vă mint, dar nu vreau să sparg niciun totem. Ia dăm poțiunea și încă un golden apple. Bă, dar mă aștepta șobolanul fix aici la colț. Mai e cineva? Nu, e numai Kufor-ul și Vex Armor Trim, superb, ce las? La sticluța, dăm name tag-ul, mărul de aur și m-am dus. Măcar am avut noroc pe drum încoace să găsesc niște shipwreck-uri, după care din ele am luat acele două Coast Armor Trim-uri. Mamă, foc, ați luat foc, bravo băieții! Eu am plecat, sper să vă ardă tot conacul ăsta ca să nu mai aud de voi. În drum spre casă m-am oprit pentru a lăsa toate itemele pe care le-am adunat într-un shulker și în fața mea ce să fie mare trail ruins, exact ceea ce aveam nevoie, se pare că este ziua mea norocoasă. Acum tot ce mai trebuie ar fi să-mi dea 4 armor trimuri și un lead de bine primit, nu-i problemă, însă armor trimurile alea ar fi mult mai bune. Am vaga impresie că în acest Trail Ruins ar trebui să vii cu o lopată mai slabă, nu una de netherite full enchantată, nici măcar de diamant full enchantată, ceva de fier cred că ar merge cel mai bine. Și de ce zic asta? Mai am momente când sparg așa câte un bloc și pur și simplu sparg pe următorul din spatele lui, fără să vreau, fără să dau două clicuri. Am dat unul, s-o spart amândouă, chiar nu pot înțelege care e faza, însă măcar știu pe viitor să vin cu o lopățică puțin mai slabă. Opa, ia uite ce am găsit în partea aia, să fie cel de-al treilea armor trim, de la aici, nu mă interesează altceva, puteți să păstrați gravel-ul, puteți păstra absolut orice, eu vreau numai armor trimurile. Și eventual niște pottery sherd-uri din astea, plus am o grămadă de noroc cu textura de la Vanilla Twix, pentru că sare puțin mai mult în evidență blocul ăsta de Suspicious Gravel în momentul în care este frumos cu border. Ia uite ce am găsit în partea asta, o fi cel de-al patrulea, nu e cel de-al patrulea, încă un host, dar poate am mai sus puțin noroc, serios, 2-3 bucăți de colorant portocaliu, 2 bucăți, una după cealaltă, aia trebuie să mai fie pe aici niște blocuri și poate am mai mult noroc pe acolo. Haide, ăsta să fie ultimul, ia uite-l cum iese, nu a fost ultimul, 3 host armor trimuri, vai, pe bune, mă trolează jocul ăsta de n-am noroc, bre, diamantele mi-ajung, pe bune, chiar cred că am destule diamante pentru toate trimurile, dar nu le am pe toate. Am curățat atât de mult pe aici încât mi-a trebuit cea de-a doua măturică, însă într-un final am reușit să fac rost de toate cele 4 template-uri plus 2 discuri și 6 tipuri diferite de cioburi pe care le voi folosi cu altă ocazie, însă dacă îi să mă uit puțin în acest shulker îmi mai lipsește un singur armor trim, mai exact cel care se ascunde în templul din ocean. Însă înainte de a intra într-un templu al gardienilor, cred că ar fi o idee foarte bună să umplu shulkerul ăsta înapoi cu poțiuni de Instant Health 2. Uși bifate, poțiuni bifate, mă duc să bat Elder Guardian cu sabia pe spate. Sau să mă bată ei, nici asta nu-i exclus, însă ce mă interesează îi să intru pe la ei, mamă cum stă geoda aia, hai să aprindem luminile și am plecat băieți, lăsați-mă în pace,
Nu vreau să am de-a face cu voi, mă duc direct la Elder Guardian și arăt cine-i șeful pe aici. Ia uite, prima bucată, ia zi prietene, bine sănătos. Aoleo, stai așa, că dau ăștia, nu se joacă. Nu mai dați mă, vedeți-vă de treburile voastre. Aoleo, aoleo, stai așa că mă prinde și nu-i tare bine. Băgăm o poțiune, acolo 4 inimi, super. Încă o poțiune ca să fiu full. Le-am umplut cu apă. Și unde îi? Aoleo, a venit pe partea asta după mine? Bă, du-te vezi de treabă, auzi la el. Vrea să mă bată. Încă un pic, încă un pic și s-o dus. Mi-a dropat capul, dar n-am văzut ce mă interesează. Nu, a fost un sponge, a fost alte chestii, dar nici măcar un dăsta, cum se numește, nici măcar un armor trim. Acum îmi dau seama că am făcut o mare greșeală. Nu am luat mai multe poțiuni de instant health la mine, pentru că dacă pun acum pe jos acel ender chest și după shulker-ul, va fi extrem de greu să îl scot după. Mamă, ce dă ăsta, bă, nu mai da. Nu mai da, băgăm un măr de aur și acum mai dau eu. Așa, încă o bucată, bun, aproape. Și ce-o dropat, vai, iară cap, Prismarine Crystals, deci niciun armor trim, hai, măcar ultimul sper să-mi dea ceea ce am nevoie. L-am bătut pe ultimul, dar nu mă lasă ăștia doi în pace, bre, dăm tot ce-i pe aici, oh, armor trim, superb, am plecat, nu mai stau, gata, în partea asta, băi, lasă-mă în pace. Și îi spart acolo, saluti, ce să stau aici cu voi, mi-ați dropat ce mi-a trebuit și m-am dus, gata, avem un Tide Armor Trim, 3 Elder Guardians Head-uri, 3 Wet Sponge-uri și îi vreuna da, avem în partea asta un Shipwreck, din care sper să mai iau încă un Coast Armor Trim, ia zi șeful, avem în partea asta ceva, zice cufărul, nimic, dar mai sus puțin, cu noroc sau fără, da, uite, în partea asta, 2 armor trimuri. Am plecat direct la bază. Într-un final am cel puțin un exemplar din fiecare armor trim și pe lângă asta, pe parcursul călătoriei, am făcut rost de 9 modele de pottery sherd-uri, 4 capete și un enchanted golden apple, plus am pregătit câteva blocuri pentru acest muzeu. Și ce urmează, că tot ziceam de muzeu, acum trebuie să mut toate aceste cufere, nu știu exact unde, dar îmi voi face o zonă pentru ele, după care mă apuc de portal. Zis și făcut, pentru a muta mult mai repede acele cufere, m-am folosit de șulcăre, după care am început să lucrez la portal. Primul lucru, am distrus absolut tot în afară de blocurile portalului, după care l-am reconstruit de la zero, folosindu-mă în mare parte de Deep Slate și ca să-i dau un detaliu mult mai interesant, să fie așa corupt, am zis să folosesc mai multe blocuri de scălc. Tot ce mai rămâne de făcut la acest portal este aprinsul fiecărui bloc de Soul Sand, numai să ajung la ele, pentru că la astea de sus îi mai greu puțin, după care am alea două și portalul propriu zis. În timp ce mă uitam la acest portal, cum arată cu tot focul aprins, mi-am dat seama că un lucru mega ușor de adăugat în Minecraft și super util ar fi colorarea portalului. De ce zic treaba asta? Ei bine, ai putea pur și simplu să arunci o bucată de colorant roșu sau o bucată de colorant portocaliu și bam, să se facă exact în culoarea pe care tu ai aruncat-o. Atunci putea să fie un portal albastru care se combina perfect cu ceea ce am pe aici, însă asta este acum, sărim peste și mă ocup de ceea ce mă interesează și anume acest poduleț că e mult prea sec. Portal bifat, poduleț care să ducă până la el bifat și nu în ultimul rând muzeul care se ascunde sub portal aproape bifat, deoarece acum am depus aceste 16 glow item frame-uri și pe lângă asta 16 armor stand-uri.
Mai am depus aici doar trimurile și armurile, însă până un alta aș vrea să-mi lăsați în secțiunea de comentarii ce idee aveți pentru această podea, deoarece n-aș lăsa-o din mos blocuri, mă gândesc la calcit, da, poate aveți niște combinații mult mai bune, iar pe lângă asta vă aștept mâine pe live, deoarece în fiecare duminică sunt live de la 12 și atunci voi mai lucra la muzeu, pentru că am toate cele 16 armuri adunate de prin end, vă dați seama, n-am de unde altundeva să fac rost de atât de multe, însă le-am luat, le-am dezenchantat și acum trebuie doar să pun pe ele armor trimuri. Am diamante pentru a le multiplica, însă nu am destul netherite ca să le transform pe toate 16, adică îmi trebuie vreo un stack, da? Deci un stack întreg de netherite plus smithing template-uri, ceea ce va dura enorm, însă ne vom ocupa de asta pe primul live. După ce am pus toate armor trimurile în item frame-uri, asta e tot ceea ce mi-a mai rămas și sincer să fiu, sper să-mi ajungă aceste 40 de blocuri de diamant pentru a le multiplica pe toate, plus pentru a pregăti 64 de netherite upgrade-uri.